Doamnelor și domnilor, ei sunt cei care au aprobat orele de zâmbete. Întâmpinații Vlad Ardovan, Anatol Condropai și Natalia Moran. Bună seara și bine v-am găsit la etajul 9! Dragi prieteni, chiar acum cu colegul meu eram în lift și ne uitam în oglindă și ne uitam la corpurile noastre deosebit de sportive. Am eu, ne uitam la corpurile noastre exotice. Exotice, adică tot reușesc. În ce sens exotice? Hai să o întrebăm pe Natalia, mai degrabă, ce crede ea despre corpurile noastre exotice? Mai întâi să ne spună Natalia, a cui corp e mai exotic, al meu sau al tău? Bun, hai să întrebăm pe Natalia. Natalia, a cui corp e mai exotic, a meu sau a meu? Sau a lui? Băieți, voi pentru mine ambii sunteți foarte exotici și sexy, iar pe voi, dragi telespectatori, vă salut și bine v-am găsit la cel mai înalt talk show din Republica Moldova. Astăzi avem un invitat pentru care muzica populară și nunțele nu sunt doar mijloace de câștigat bani, dar și le aduc o plăcere sufletească și au grijă ca cel mai important eveniment din viața unui cuplu să fie frumos și vesel. Și mai avem o invitată deosebită care cântă muzică ușoară și despre ei veți afla ceva un pic mai târziu. Păi, asta e. Mulțumim, Natalia. Deci noi până la urmă am vrut să aflăm cine dintre noi amândoi. Tu ai fost foarte bravo, ai încercat să fii... fost diplomată. Da, și ne-ai relaxat pe ambii și ai zis că, băi, voi ambii sunteți. Anatol, știi care e situația? Pur și simplu, Natalia, eu știu de ce a spus așa, pentru că noi suntem ambii căsătoriți. Dacă era să fie unul din noi necăsătorit, acela era să fie cu corpul exotic, mai exotic sexy, și mai sexy și mai super și mai etc. Da, așa. Da, cel mai exotic și cel mai sexy de la noi din platou, de la filmare, este Pașa pentru Natalia. Înțelegi? Eu nu am vrut să spun ca el să nu creadă că îmi place de el. Știți? Aha, noi facem Pașa este producătorul nostru și respectiv... Să nu creadă el că ți-e place de el, dar ți-e place de el? Un pic. Un pic. De el sau de corpul lui? De tot. Un pic de tot? Un pic de toate, știi cum spune? Un pic, da. Nu, apropo, care sunt preferințele tale la un bărbat? Vorbim de aspectul fizic. Ce trebuie să aibă? Un corp? Un corp bine lucrat ar fi de bine tot. Lucrat, bine lucrat? Adică mușchios. Stai. Ce înseamnă bine lucrat? Un om înșit vreo 10 ani, picând. La sapă. La sapă, la săpat, la... Așa nu contează cum, să arate. Păi stai un pic, tu ok, deci să arate bine, da. E altceva decât bine lucrat. Păi asta ce înseamnă bine lucrat? Bine lucrat, nu? La sală, așa zic eu. Bine lucrat, da. La sală, pentru că cel care lucrează, muncește zi de zi, el își întărește doar mușchii ce cu care muncește, știi? Și atunci nu se face figura toată. Și cu cei mai bună integrală. Cel cu corpul bine lucrat decât cel cu corpul bine aranjat. Bine mâncat, da? Bine mâncat, bine odihnit. Bine odihnit, da, de ce nu? Bine buhlit câteodată. Păi vouă, de ce nu vă plac femeile mai plinuțe așa? Asta e și ideea că nouă ne plac. Mie îmi plac femeile mai plinuțe. Serios? Acum a apărut, deci oamenii de știință au ajuns la concluzia că corpurile așa. Cele mai ideale a unei femei sunt cu un pic de forme. Mai voluptoase. Un pic de forme, da. Pentru păi că... eu zic un pic de forme, nu... Da, crede-mă, dacă tu ai studiu, zici că nu, asta e gras și... Apropo, dacă vorbim despre diferențele culturale, da, și unde femeile și bărbații sunt considerați mai plinuți, mai frumoși sau invers, mai slăbuți, mai frumoși, e și o idee istorică că când s-a găsit o statuie care a fost numită la fel Venus, da, se datează din 25.000 de ani înaintea erei noastre. Acea statuie a celei Venus era o femeie așa voluptoasă, așa mult. Era și de pus mâna. Era și de pus mâna, da, într-adevăr. Și atunci, în timpurile alea, când era greu cu mâncarea, era complicat de găsit mâncare, astfel de femei erau considerate cele mai exotice, adică cele tu, mai Natalia, frumoase. Erai să fii, nu te cotai deloc.
Iese că da, adică iese tu erai și să iei. Aveau să-ți spun așa, că e copilul ăsta, e bolnav, nu te trebuie. Da, uite la dânsă, uite la dânsă. Da-ți-l, da-ți-l, trăpați lui bolnăgeați pe ceilalți. Nu, nu, ne mai vorbim, ne mai vorbim deja de mine. Și e cu vânătorul ăsta, este vânătorul ăsta, e suliță, băi, este vânătorul. Te-ai pus pe arc și din tins. Nu, 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 ăsta nu vânează nimic, e să strângi, nu mă muri. Ăsta nu mă mănâncă. Dar mă mur în gură, nu mă mur în gură, vrei, da. Nu, până la urmă, un corp bine lucrat, cum spui tu, cu pătrățele pe abdomen, cu biceps, triceps și tot așa, arată mult mai bine primele 20 de minute pănuși pe figură. 20 de secunde. Nu, nu, nu. Eu sunt de părerea că corpul trebuie să fie ca și, dacă mintea e frumoasă, trebuie să fie și corpul frumos. Înțelegi? Corpul sănătos, deci într-o minte, într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Și frumos și sănătos. Și frumos și sănătos. Eu aș face o mică paranteză aici, hai să spunem așa, nu contează cât de frumos și sănătos e corpul, dacă o anumită parte a organismului lasă de dorit. A, da, și asta tot. Acolo deja poți să muncești la sală cât vrei, dar și poți să fii cel mai inteligent și cel mai erudit om. Eu vorbesc de ochi. De ochi, de ochi și de urechi. Da. Că primul atunci când omul sau vede, nasul, cu nasul tot e foarte important nasul. Da, da, corect. Dacă nasul, dacă nasul e mare, e bine. Păi dacă nasul e mare, care e problema? Înseamnă că omul are mușchi mai mult. Da. Asta respiră nu e chestie. Mai bine, el inhalează mai mult aia. Dar asta răspare vouă, prieteni. Nasul mare vără probleme multe, știi cum? Să vără nasul la toate direcțiile. Da, mai întâi între nasul și apirmă omul. Cât n-ai spune de faptul că apreciezi într-o femeie sau într-un bărbat aspectul lui intelectual, până la urmă, inițial, fizicul lucrează. Inițial, în general, aș vrea să vă spun că nu doar fizicul lucrează. S-a descoperit, iarăși, la nivel științific, că anume eliminările de hormoni, de hormoni, adică procesele alea chimice pe care le prinde nasul propriu-zis al femeii sau al bărbatului, contează cel mai mult. Uh-huh. Pentru că în secundele în care își face cunoștință cineva cu altcineva, compatibilitatea lor la nivel fiziologic doar este redat prin intermediul hormonilor pe care este. Așa că prima dată, stai. Pentru că unii bărbați sau unele femei, ok, s-au prins în privire. Așa. S-au plăcut, pentru că primul oricum lucrează privirea. Da. Tu poate ai văzut la distanță, încă n-ai reușit. Exact, n-ai reușit. Te-ai apropiat. Miroși. Și dacă mirosul a intrat în reacție, deci voi v-ați mirosit și mirosul corpului persoanei celelalte îți corespunde și tu, deci mirosul lui natural. E clar, Anatol, tu repezi ce am spus și eu. Vlad, imaginați la prima întâlnire, ești cu o fată, stai într-un restaurant frumos, vorbești cu ea, întrebi cum o cheamă și la un moment stai o clipă. Nu și-am dus aici. Nu. Știți, care? Noi nu suntem compatibili. Nu? Ba da, și este o altă situație. Tu poți vorbi, te place, pur și simplu până la tine era nasul bătut. Și după vreo două săptămâni tu îi spui, nu și noi e. Nu merge. Avem alergie și era nasul bătut și n-am înțeles la bună și acum. Nu, inițial eu am mâncat, știi cum, niște mente, ne aducea mente, dar nu aduce. Mai mâncat altceva. Aduce, da, prăjituri. Eu nu știu, ai avut senzația asta când ai făcut cunoștință cu cineva? Ți-a plăcut și să-mi a fost... Să-mi placă mirosul? Da. Sigur. Deci ok, mirosul, dacă vorbim despre miros, vorbim doar despre parfumuri sau ceva de genul ăsta. Asta e ceva normal. Nu, chiar normal. A fost așa și un moment când pur și simplu simțeam... miros de bărbat. Nu miros de bărbat. El a venit la prășit, de piele și când te atrage, adică îți place și vrei mai mult să-l miroși. Să-l miroși. Și în momentul acela tu te îndrăgostești în mirosul lui și el chiar dacă miros la transpirație și el tu zici că este mirosul tău, dragul meu. Și el zici că de unde, dragul meu, dacă eu vin din subsol și numai și am luat la țevi și da, și este mirosul meu, că trebuie să mă spăl. Mie îmi place anume așa. Când tu ești, se mânte mai des. Păi, apropo, ați avut așa momente când să... Cu cineva să... Mie îmi place numai mirosul lui Vlad. El fiecare dimineață mă niorsă. Nu, eu nu vreau să... Eu nu vreau să miros, pur și simplu lift. Dacă într-un lift, eu îmi fac... Eu am înțeles un moment, băieți. De ce voi stați așa de mult acolo în lift? Ai văzut? Știi de ce nu stăm așa de mult în lift? Pentru că... Butonul ăsta, până se deschide, durează tare. Credeți-mă, într-un spațiu închis, să-mi plac, să nu-mi plac mirosul, trebuie să-l răb după ce să ies. Eu cu mare drag, da, încep emisiunea. Da, da.
Că dacă nu era să-mi placă, nici nu eram spot să lucrez. Da, e adevărat. De altfel, eu nu cred că anume între bărbați există nivelul ăsta hormonal. De ce? Poate nu depinde la care bărbat. Aici e bărbat. Da, la altfel. De la altfel de bărbați, da. Nu, aici e altă formă de compatibilitate. Evident că am simțit acest lucru și cred că eu am acest aspect psihologic față de soția mea, Vlad față de soția lui, tu ai să ai cândva față de soțul tău, dacă ai să ai soț. Poate, știu cum, contabilitate. Compatibilitate. Contabilitate? Există. Sunt multe contabilități. Diferite tipuri de înțelegere. De ce? Lumea se căsătorește și pentru contabilitate, știi cum? Chiar dacă compatibilitatea nu e, uneori când compatibilitatea deja nu mai merge, merge acolo deja contabilitatea. Evident, și lumea la noi nu se dă într-o parte. Lumea nu e gata să fie antrenată și în contabilitate, păi, pe lângă... Ați fi gata să începeți? Mă rog, noi dar nu putem să răspundem numai Natalia. Nu, de ce? Dar hai, întreabă. Ați fi gata să ai o relație cu... Păi, mă rog, este o persoană foarte înstărită și te iubește, s-a îndrăgostit. El, pentru el ești compatibilă în momentul în care aveți reacțiile aceleași a mirosului și tot așa, dar faptul că tu... Îți dorești mai mult partea financiară lui decât aspectul lui? Asta la mine nu cred că vreodată a fost și va fi. Pentru mine, în primul rând, omul contează. Eu nu, știi cum, nu mă trezesc într-un pat cu banii lui, mă trezesc cu omul. Eu ce, mă trezesc cu lemnarul. Lemnarul meu e lemnarul meu, știi exact. Cum. Exact. Dacă e omul nu știu ce. Tu, de tot mă trezesc în pădurea mea. Îți place mi lemnul? Îți faci mereu să lemnul? Da, îmi place. De ce nu? Da. Eu sunt ok tot cum păi era. Este... Un lemnar bun la nivel cunoaște, știi cum? Este lemnar. Vine cu un gelău și îți faci acolo un foișor în ograde. Vreau să fac o mică paranteză. Astăzi, în data de 9 august, în anul 1963, s-a născut o cântăreață renumită, o interpretă extraordinară din Statele Unite ale Americii. Vorba de Whitney Houston. Ce... I will always love you. I will always love you. Ok. Mult stimată colegă Natalia. Da. Chiar vreau să te rog frumos să inviți un bărbat care are un corp lucrat pentru o poziție normală a umărului. Da, așa că te rugăm frumos să-l inviți la noi în platou, să vedem cine vine la noi la etajul nou. Pentru primul invitat din această seară, vioara este instrumentul său de suflet și este descendentul cunoscutei dinastii de lăutari Ștefăneț. Întâmpinați-l pe violonistul Veceslav Ștefăneț. Salut, Veceslav. Un microfon este un obiect pe care îl utilizați mai rar voi, violoniștii, dar totuși cred că știi ce trebuie de făcut cu el. Salut, bine ai venit. Bine v-am găsit. Cum în lift, tot normal? Da, răcoare, bine. Ai uitat vioara în lift, să înțeleg eu, azi ai venit fără ea. Dar ai venit cu ceva, să înțeleg eu, cu un... Da, am venit cu un cadou pentru voi, un CD solo, vioară, care l-am realizat anul trecut și cu care mă mândresc. Și aș vrea să-l ascultați și voi și să sper să vă placă. Chiar te rog, cu mare drag. Veceslav Ștefăneț, Destin de folclor. Așa, am să-l pun să vadă și telespectatorii noștri. Deci, Destin de folclor. De descendentul dintr-o familie frumoasă de ștefăneți. Apropo, uite, întrebarea asta am vrut să o pun mai de mult. Dacă dai număratul vreodată sau știi numărul exact a tuturor fraților și verișorilor? Deci, pentru că îmi dau seama că sunteți nu doar... Noi suntem trei frați. Trei frați. Edgar, Marcel și eu. Eu sunt mezinul. Avem verișori care tot cântă, cum este, de exemplu, Anatol Ștefăneț. Cu frații lui care deja nu mai cântă, sunt plecați pe insulele Canare, dar tot au lucrat în orchestre, sunt și ei tot muzicieni. Sunt ștefăneți. Da, exact. Cât sunt? Toți sunt trei. Avem un verișor care cântă în orchestră de fanfară în Kursk, în Rusia. Avem un nepot care cântă la noi la Fluieraș, Adrian Ștefăneț. Sunt mulți, foarte mulți. Deci, nu pot spune un... Eu am numărat 8, dar sunt... Și mai mulți, da, exact.
Extraordinar. Și deja copiii noștri care tot ne calcă urmele. Deja merg următoarea generație de ștefăneți. Da. Extraordinar de frumos, pentru că eu cred că există ceva în chestia asta atunci când din tată în fiu se transmite nu doar numele, dar și unele... unele aspecte pe care le prinde el din copilărie și deja având ceva mai mult decât un studiu sau, hai să spunem așa, un profesionalist pe care îl învață și îl obține la momentul exact. În care face mult, școală. Mult contează genetica în art, în cultură, eu cred în asta. Și dacă, Viceslav, flăcăul tău vrea să joace fotbal, ce se întâmplă în cazul ăsta? Dacă o să-i primească mai bine ca muzică, cu oricum o dau la muzică. Dacă se primește mai bine ca muzică, neapărat îl dau în ceea ce se primește mai bine. Eu nu sunt de părere că dacă eu sunt muzicant, neapărat copiii mei... Ar trebui să-i forțez. Da, nu-i forțez. Dacă deja la fată am văzut că are abilități și de asta și-am dat-o la școala, adică la liceul Ciprian Porumbescu, liceul de muzică, foarte serios. Dar iarăși, dacă ați văd că în ceva e mai bună, de ce nu? Transfer. Păi bun, dar cum trebuie să-i vezi? Trebuie tot să-i dai la un cerc. Trebuie să încerci, fiindcă eu am fost fotbalist până la 14 ani. Eu jucam în Olimpia Bălți și paralel mergeam la școala muzicală. Și când am întrebat, tata m-a întrebat, ce vrei, fotbal sau muzică? Eu am ales fotbal, el a spus, bun, am înțeles muzică. Tata tare mult s-a bazat pe alegerea ta. Și-a dat seama că totuși aici e locul meu. Și acum îi mulțumesc pentru asta. Păi da, și plus la asta, la 14 ani, îți dai bine seama că fug gândurile unde vrei. Da, te gândești la foarte multe chestii. Părintele câteodată chiar îți dă direcția care trebuie. Și într-adevăr, și poate el și vede dintr-o parte. Exact. Frații deja făceau bine ceea ce fac, nu? Da, noi, diferența între noi de vârstă este de 16 și respectiv 12 ani, cu Edgar și cu Marcel. Eu când jucam fotbal, deja erau artiști din Chișinău. Și iarăși, pe exemplu lor, chiar m-a marcat și am vrut să devin și eu ca ei. Deci asta a fost tot un imbold important pentru desigur, că altfel, desigur. Dar spune-mi fotbalul, tu, deci nu știu, să te întreb sau nu te întreb, care e echipa ta preferată la momentul de față? Sunt fidel echipii în care am jucat și chiar acum am fost la, când am jucat la cupă cu Șerif, au pierdut, dar oricum am ținut cu ei. Păi normal, eu cred că, acum se numește Zarea. Exact. Și-a schimbat denumirea, oricum este... Până la Olimpia tot Zarea a fost. Deci Olimpia a fost o perioadă... Da, o perioadă de anii 90 a fost Olimpia și în 2000 și ceva au schimbat în Zarea înapoi. Știu un lider politic care tot vorbește de acest club de fotbal și tot... Ei, mă rog, se mândrește pentru că este primarul... Se mândrește pentru că e un lider politic, știi cum? Trebuie și ei să facă ceva. Bălțu, cât de des reușești să te duci în Bălți și să vezi orașul tău natal? Părinții s-au mutat de mult la Chișinău, aproape 10 ani. Doar când avem petreceri private și la sărbători, așa, la neamuri care mai sunt, mergem... Așa, mai mult treabă legat de Bălți nu mai aveți? Pentru că... Nu prea, din păcate, nu prea, fiindcă tare mult sunt la orașul în care m-am născut. Jumătate de viață ne-am petrecut acolo, am trăit-o, am copilărit și îmi place. Cum el e mic, îmi place. E mic, dar e meu, da, așa cum eu îl țin minte din copilărie. E clar, până la urmă fiecare își are rădăcinile undeva și acolo este exact, mereu să se vină. Ne așteaptă pe noi vreodată un CD care să nu fie cu muzică populară? Desigur, chiar acum lucrez la așa un proiect, vreau să-mi schimb un pic stilul, chiar o încercare care sper să-mi reușească. E vorba de muzică clasică? Beethoven? Lasă să fie o enigmă, mai bine. Am înțeles. Când ne așteaptă lansarea acestui CD, aproximativ? Nu știu, lucrăm. Încă muciți asupra. Și deci aveți o echipă mai mare, să înțeleg, nu doar tu singur? Sau... Deocamdată muncesc singur, fiindcă scriu note, la aranjamente, muzica, dar când o spornesc înregistrările, atunci se implic foarte mult lume. Mm-hmm. Deci implicarea din exterior, pentru că tu ești de bază, vei fi acolo. Da, da. Nu e vorba de un duet cu soția sau... Și cu soția avem un duet care toamna asta sper să-l lansăm. Cum îți place mai mult să interpretezi la vioară? Solo? Să fii doar singur? Sau să fii într-o orchestră? Mie îmi place și solo, îmi place să fac duete, fiindcă cu muzicanți cu care eu aleg să fac duete, de la ei, în timp ce lucrăm, de la ei foarte mult prind și... mă marchează într-un mod oarecare și capăt o experiență nouă.
Îmi place să lucrez și cu orchestră, fiindcă asta am făcut-o de mic copil. Și solo îmi place. Îmi place să diversific job-ul meu. Da, când, când a fost ultima dată când ai mers tu la un eveniment, nu în calitate de muzician? Să mergi să te odihnești. Să sărbătorești. Miercurea asta am fost la o botez. Aha, deci ai primit și tu plăcere de a sta așezat. Dar nu mi-era comod, parcă îți deprins permanent să mă duc să iau vioara să cânt. Dar nu ai fost invitat de cineva? Slava, trecem cu aia, ține vioara. Dar nu-mi place să combin. Ori sunt invitat, ori cânt. Nu, da, nu-mi place. Da, de altfel nici nouă nu ne place chestia da, asta. Da, distracție în principiu ar trebui să fie așa. Pentru că trebuie și interpreții, cei care aduc muzică și bucurie tuturor, să aibă timp pentru o distracție cu în jurul prietenilor lor. Desigur, da. Și apropo, observ, miercuri. Deci nu e vineri, nu e joi. Așa e, la muzicanți, eu am făcut botezul fetei, am făcut marți, nunta joi. Fiindcă dacă faci sâmbătă, nu-i prins pe nimeni. Evident, nici vineri, nici sâmbătă, nici duminică. Eu am făcut și eu nunta miercuri ca să fie o echipă frumoasă care eu țin minte, eu tăman am cântat. Da. Asta e și ideea. Până la urmă, știi cum, ești prins în muncă, mai ales în perioada asta, noi suntem cam în... Da, perioada estivală pentru noi e perioada festivală. Da, foarte, foarte aglomerat în petreceri, în... Asta e. Mai de mult oamenii moldovenii făceau toamnă toate nunțile, până noiembrie. Acum, da, apropo, s-a schimbat. Acum, vară, eu cred că motivul ar fi că foarte multă lume este plecat peste hotare și luna iulie și august ei au vacanță. Vin acasă și în timpul ăsta toate rudele se adună să facă nunți și cumătrii. Știi cum iese situația asta? Băi, hâtim până acasă, dar ce facem? Trăsnim o nuntă și astea. Băi, dar stai că tăți plecați. Amuși, sunăm, ce să începi? Viber, Skype, alo, hai! Mulți deja fac și acolo. Plecăm des, scântăm în Italia, în Franța, în Londra, adică în Anglia am fost. Sunteți invitați în da, da. Nunțile deja... de acolo sunt tot atât de mari? Sau sunt mai... N-aș spune că este o diferență. Fiindcă, de exemplu, în Italia sunt foarte mulți moldoveni și când se strâng, tot sunt mulți. E, în Marea Britanie la fel. Și în Irlanda la fel. Și mâncarea aceeași, tot e... Moldovenii se adună și mâncarea e de-a noastră. Până la urmă, da, specificul. Eu de ce... ai dreptate, pentru că am observat o tendință. Era vorba de un eveniment la care trebuia eu să prezint și era gândit pentru data de 28 august. Până la care ne apropiam de eveniment, omul a schimbat pe 4. Și eu zic, care e motivul? Păi eu m-am încurcat că oamenii dăm pe 28 zduc înapoi. Da, știi știi care e faza? Asta de e se ideea. Întâmplă așa, da. De se întâmplă așa pentru că se prinde pe toți care sunt în vacanță, ai dreptate. Și se întâmplă acum cu toamnele. Deci se primește că toamna fac cei care au mai rămas în țară. Și de asta s-au rărit cam... Da. Și iarna fac, cred că, cei care... Care vor? Le rămân însărcinate. Care vor? Nu, iarna fac cei care vor. Hai să spunem așa. Sincer vor, da? Nu, care vor, pur și simplu. Iarna fac cei care vor. Și primăvara e postul mare. Dacă noi ne întoarcem la momentul istoric, de ce se făceau toamna toate nunțele? Pentru că atunci e vinul. Atunci e vinul. Da, și roada. Și roada, vinul, da. Este posibil să pui pe masă și o pătlăjică, și o struguri, și un litru de vin în plus, și așa mai departe. În ianuarie avem hărbuș, așa că nu-s probleme. Da, din cauza asta. În ianuarie, dacă se trebuie, ești tare. În fine, bani să fie, dar restul tot se face. Bani să fie. Așa, dragi prieteni, și odată ce hărbuș pătras, nu-i plăcut ideea asta, apropo, era... În Japonia. Din Japonia. Ai văzut de hărbuș pătras? Da, sigur, am văzut pe Facebook. Da. Toată lumea te admire. Am văzut pe Facebook, am gustat deodată. Nu, pe Facebook m-am gustat. Am văzut. Mânca lumea. Ai mai vrut, am mâncat. Nu știu cât de mult a mers chestia asta, pentru că s-au gândit doar pentru faptul că, știi, când pui hărbuși și-i rotunzi, sau, hai spunem, oval și tot așa. Eu, de exemplu, m-aș teme să mănânc așa ceva. Nu, dar eu le-au creat doar pentru spațiu, știi, ca să fie mai... Comod să-i încarci. Dar și e un fel de, știi cum, vizual, îți place să vezi un hărbuș pătrat. Dar uite, e gustos sau nu gustos? Slava că cam să-l guști, cam zic, băi, mâncați voi. Mâncați-vă, e cam pătrat. Să nu aveți un cap pătrat, după așa, un hărbuș pătrat. Ca pentru toți invitații care nu au gustat din hărbuș pătrat, noi avem câte o rubrică surpriză pentru fiecare, așa că și pentru tine, colega noastră Natalia, o să-ți spună mai detaliat despre ce este vorba. Vyacheslav, o să ne răspunzi la o serie de întrebări cu da sau nu. Așa deci, sunt întrebări, trebuie să răspunzi doar cu da sau nu. Slavă, nu ai alte variante de răspuns. Slavă, eu nu le-am scris, eu să le citesc. Așa că, să le formulăm și ușor. Întrebările da sau nu. Așa, să începem. Ești pregătit?
Da, primul gând care îți vine în cap, da. Nu te gândești prea mult la, da. La răspuns. N-am înțeles. Nici eu nu mă gândesc mult, eu citesc. O dai tare în bară când te uiți la fete tinere și observă soția? Da sau nu? Oricine aș răspunde, să fie pentru soția mea cam... Știi cum? Nu, nu o dau tare în bară. Da, da, mă uit, dar... Nu. Alege o variantă. Nu. Sfii, nu. Oricum e... Oricum nu, eu nu e despre mine asta. Oricum ok, am înțeles. Continuăm. Cânti de mic copil? Da. Ai furat des în copilărie? Dacă spun da, pur și simplu vreau specific. Mergeam cu băieții la furat... Cireșă. Cireș, da, da. Mazări, mieră. De asta furam. Da, da, da. Asta. Păi da, păi de copilărie, așa copilărie că... și vorbim, da, evident. Poți să ai furat des în copilărie? Da, tot normal. Da, am furat vreo două mașini, vreo 3 kg de aur, da, vreun catafot, nu știu ce deci am furat. Din copilărie, da. Chiar da, și da. Eu fiind din Chișinău, oricum am furat când eram copil mic, din grădină, de la oameni, mai furam câte cireașă, două. De toată lumea, mai ales în oraș, toată lumea era flămând de după ceva. Știi cum, mai plațar crește pe stăr și nu pe, știi cum, mai luat. Da, da, da. Așa, continuăm. Ți s-a rupt vreodată pantalonii în loc public? Nu. Îți place să stai în rând? Nu. Dar stai des? Mă stăru să evit, nu. Ești darnic la ale tale? La ale tale? Da, parcă. Eu cred că da. Slavie, nu, nu, știi. S-a mintit. Asta e întrebare de fapt pentru soție. E darnic, ești darnic? Da, da. Eu cred că soția trebuie să răspundă dacă... Da, nu, da. Dacă darnic ar fi și cu toată lumea, știi cum? Nu vorbim, evident, nu specificăm. Evident, pentru familie respectiv cred că da, dar vorbim de toată lumea. Așa. Istorie pe cu te... proverb, dai, n-ai. Dar de continuă. Dar faci și rai, lasă. Da, 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 tot da. Normal. Continuă. Eu aș spune, în jur des? Se întâmplă. Aici înjuri în gând. Eu nu știu moldovean care înjură în gând. Eu cred că înjură direct. El înjură așa. Concret, un moldovean, da? Ai divulgat vreodată secrete de ale prietenilor tăi? Tot da sau nu? Da. Da. Nu. Așa. Știu să sunt secrete. Dar secretele știi despre asta? Întrebare puternică. Îți plac omidile? Nu. Eu să mă gândim. Fluturii îmi plac. Cine ar spune? Da, omidile, da. Eu chiar iubesc, mă joc unul. În matasă. Fluturașe care iese din tren și-s frumoși, da, dar... Așa, continuăm. Ai mâncat gândaci prăjiți? Nu. Vorba de mâncare exotică, știi cum. Dar am ce... avut ocazie, dar n-am. Ai avut ocazie? Microfonul, Slava, că să te auzim. Eram în Germania, într-un restaurant și ni s-au propus, dar am refuzat. A, ți s-au propus să-ți aducă? Da, da. Deci nu s-au pus pe masă. Nu, nu, nu. Dar ceva exotic, ce ai mâncat? La ce ai mers să guști? Uite, care consider tu că a fost un efort. Lăbuțe de broască. Lăbuțe de broască, în Franța, să înțelegem. Da, da, în Franța. Și exotic, șarpe? Lobstere, genul ăsta, șarpenul. Tot nu era... Am băut tărie cu șarpenul înăuntru, aia că ce-am făcut. Școleac divinin. Da, normal. Probabil. Așa, continuăm, mai sunt încă două. Serioasă întrebări. Da. De asta cred că m-am băgat. Des faci nebunii? Nu. Și ultima întrebare. Cânti în duș? Nu. Nu. Nu ai... Eu sătul da, de, sătul de muzică. Auzi, cum scânt eu în duș dacă trebuie să fiu vioară? Da. Trebuie să fiu vioară în apă. Nu, mă rog, știi, specificul vioarelor probabil există și vioare care nu permit să fie udate, dacă sunt din plastic sau careva alte... Da, da. Și chiar din lemn. Chiar e foarte, și foarte rău dacă o uzi. Nu, nu, asta da, dar vorbesc de o pentru că noi știm că tu vioară cânti... care nu se udă, hai să spunem așa. Sau tu cânti și la vioare din astea care sunt moderne, exact, da. Care sunt... Da, electronici în cazul ăsta se primește că e contact cu apa și tot nu e bine. Nu este vioară care poți să intri în mare și să cânti. Nu există. Cea mai cântătoare vioară care a stat în mâna ta a fost una de lemn, adică exact, naturală, da. De clasică? Oricum sau... varianta clasică, ca de obicei, este cea mai bună. Chiar nu de mult, jumătate de an în urmă, mi-am procurat o vioară la care am mers toată viața. Niciodată n-am avut instrument foarte, foarte bun, dar acum, deja la 30 de ani, mi-am permis și eu să-mi cumpăr o vioară la care țin foarte mult și nu eu la petreceri, doar acasă, la spectacole. Să înțeleg că pentru că e scumpă. Da, e scumpă. E scumpă sufletul lui, în primul rând. Ok, Vișlav, dar la care vioară cea mai scumpă ai cântat vreodată? Nu contează, nu e a ta, nu e a ta, sau în general, dacă ai, pentru că sunt... N-am avut ocazia să cânt la viori de milioane.
așa de 30.000. Să pun mâna pe ea și da, exact, am cântat. 30.000, nu de lei. Da. Ia răspuns. Da. Bun, noi îți urăm vioare cât mai cântătoare, cât mai muzicale, cât mai... Să te simtă ea pe tine și tu pe ea. Să te simtă, da, ea pe tine și tu oricum, pe ea. Oricum, omul nu ești instrumentul. Corect, asta. Corect, este adevărat. Nu e neapărat să fie cea mai scumpă, într-adevăr să fie cea mai scumpă sufletului tău. Și îți mulțumim foarte mult că ne-ai onorat cu prezența. Mersi pentru invitație. Te mai așteptăm la noi, Mișlav, odată ce apare din nou ceva interesant, celălalt. Neapărat. Mersi de invitație. Și noi îți mulțumim. Stimați telespectatori, acum, dacă nu vreți să prăniți covioară de asta ieftină, nu schimbați canalul, vine publicitatea. Prieteni, ne-am reîntors după publicitate și chiar acum colegii mei, Natalia, cu Vlad Râde. Auzi, Natalia, dar eu chiar, pe mine mai deranjează chestia asta, aspectul tău fizic, vorbesc de aspectul tău, nu fizic, fizic e super, dar vorbesc de aspectul tău, tot fizic, a îmbrăcămintei tale, a stilului, pentru că tot în ultima perioadă, tot mai des și mai des te văd în combinație cu Vlad. Eu mă obișnuiesc așa. Sunt combinații. Stai un pic, prima perioadă eram combinată mai mult cu tine. Dar și damă, nu-ți mai place combinat cu mine. Păi dacă tu te tipul mai pe picior. Eu poate m-am supărat și tu nu știi. Combinat s-a terminat, am început fabrica. Da. Înțelegi care e ideea? Eu pe picior de că te-ai combinat cu Vologhia. Cu Vologhia? Da. El se supără, el îi supără și asta. Lasă-l tot, la mine colțuni îi combinat cu tine. Da. Dar este combinat cu Natalia. Lasă că eu sunt eu colțuni singur și o să mă supăr pe voi totalmente, da. Anatol, hai ca să nu fii supărare, dacă vrei eu pot să mă schimb cu tine cu hainele. Eu propun să schimb și... Eu văd că sunt rațuri, să vă schimbați cu hainele dacă așa tare doriți. Nu, eu nu vreau să mă îmbrac în rochița asta. De ce? E normal, să combin cu mine. Da, nu, nu, da. Nu, Vlad, dă-mi tu hainele tele și e rochița lui Natalia. Da, dar și nu tot ați combinat. Și mă albaștri amândoi. Mă gândi, eu știu că ești bărbat. Nu, eu cred că varianta asta e cel mai puțin. Apropo, astăzi e o zi mai deosebită pentru că astăzi s-a născut cine și nici s-a născut astăzi. S-a născut cineva? Cineva, om, da. Niște o actriță care îmi plăcea mie foarte mult dintr-un serial care se numea X-Files. Vorbești de Gillian Anderson. Gillian Anderson. Natalia e cam... Eu sunt de parte de... Să cunoască istoria Gillian Anderson, care a început cariera un pic mai altfel. Un pic de filme din alea mai mature, exotice, mai cu țeni animate, da? Da, în care se arată corpul ăla bine lucrat. Da, corpuri bine lucrate, da. Și după aia iar... Dar după care s-a reprofilat. Se vede că s-a reprofilat. Nu, e dintr-un serial, a trecut la alt serial. Da, dintr-o formă în alta. Da, pentru că știi, eu când auzeam că sunt premii pentru seriale, pentru filmele astea, XXX, da, ziceam, sunt și premii. Degeaba se numește serialul X-Files. X-Files, da, că i-a rămas doar un X în acel file. Dintre ei s-au mutat în 1. Da, știți? Mă repede care e 1 și ala. Eu mă gândeam la ideea că, băi, dar cum, pentru ce să dai premii în așa filme? Pentru filme de oameni maturi? Da, pentru că ăsta e film cu happy end. Cum? Câștigă? Acolo cu bunătatea câștigă. Acolo, da. Un sfârșit fericit. Eu zic așa, eroi buni termină pe cei răi. Îi termină. Știi care sunt răi și care sunt buni. Se vede din scenariu. Îi omoară pe cei răi. Da. Dar nu e în sensul rău. E în sensul frumos a cuvântului. Da, nu, dar nu știu pentru ce poți să primești un Oscar. Pentru cel mai bun rol secund. Păi pentru că, nu, eu îți explic de ce eu nu înțeleg. Pentru că acolo, după mine, nu există nici scenariu. Nu, cum, există ce trebuie să faci. Nu există, da? Există scenariu. Tu n-ai niciodată scenariu, tu nu faci scenariu. Nu, tu n-ai înțeles. Filmele pentru oameni dialogurile mari sunt foarte adânci. Vorbesc, nu au o adâncime spirituală. Este adânc, dar nu dialog. Eu cred că filmele astea tot trebuie să-și aibă premiile sale, știi cum... Nu, bun, ok. Ajunge actrița asta la adânci bătrânețe și le povestește nepoților că bunica a primit premiu pentru și... pentru tot. Ia că eu am mâncit, eu sunt actriț și ia că știi... Dar nici film te-ai filmat bunica. Intră asta.
Dar pe bunica. Dar eu nu l-am văzut. Dar și nu te uitam. N-ai voie să-l vezi. Asta e și ideea, știi cum? Adică să te mândrești cu un premiu pentru un rol de actriță în care tu practic n-ai grăit. De ce? Stai, Leonardo DiCaprio a luat Oscar. A luat Oscar pentru filmul în care a vorbit cel mai puțin din toate filmele care s-a făcut. S-a constatat, da, că a vorbit cel mai puțin? Păi da, dar în filmul ăla... Nu, el a vorbit, ok, eu m-am uitat filmul, mi-a vorbit. A vorbit cel mai puțin din toate filmele. Deci dacă iei procentajul de discuții... Păi de asta spune, este o statistică, da, că s-a făcut... Da, păi acolo el vorbește... În tot filmul el dacă vorbește 5% din tot filmul, pentru că în restul filmului el aleargă, el sau el moare, sau el moare, sau el luptă cu urși, sau stă în... Cu ursoaica. Cu ursoaica, da. Pentru că e una. Da, sau stă în pat tolănici, așa mai departe, vorbește toată lumea împrejurul lui, doar el cel mai mult tace. Și el ia premiul Oscar. Știți ce vreau să vă spun? A jucat bine rolul, într-adevăr un film bun, dar cred că a meritat Oscarul pentru multe alte filme. Pe în care... timpul când erau filmele alea care sunt mai bune, au fost și alte filme care au fost tot atât de puternice. Probabil, probabil, dar asta depinde doar de criticii care i-au dat pentru perioada aceea. Nu i-au dat. Nu i-au dat. Pentru perioada aceea, da. Exact același lucru. Dar nu vi se pare că totuși pentru filmul ăsta s-a dat mai mult pentru faptul că atât de mult a așteptat? Eu cred că da. Undeva eu cred că undeva a fost momentul, dar... Eu sincer am fost foarte dezamăgită când i-a dat Oscar în filmul The Wolf of Wall Street. Chiar acolo am o părere, de pe Wall Street a făcut acolo un... genial, mai ales momentul ăla când el se cobra pe scările și se părea că acolo era 100 de scări când de fapt erau vreo 10 și cum el se trăia și în mașină și toate momentele astea care eu nu înțeleg cum poți să le joci. Nu, le-a redat într-adevăr, de bine, eu ne-am amintit cum arăta Vlad în liceu. Cum cobora pe scări Vlad. Da, noi vorbim despre filmul Lupul de pe Wall Street. Ați spus doar în engleză ca să fie clar pentru... Eu am tradus de fapt în limba română. Tu ai tradus foarte prost. Eu știu, am tradus mai tare. Bun, hai să facem lată. Un mic, să facem lată. Da, hai să facem un mic stop la momentul de față, să punem un punct despre filme și să începem și noi o discuție interesantă cu scumpa noastră și dragă invitată care vine acum în platou. Natalia, nu ești tu? Tu te rog să ne o prezinți. Natalia, nu ești tu, scumpa noastră? Nu, invitată. Nu este invitată. Da, nu este invitată, sigur. Natalia, este colega noastră. Următoarea invitată este o interpretă deosebită și mama a 4 copilași frumoși și talentați. Întâmpinați-o pe Liliana Prado! Eu sau tu? Cine are oare răspuns la întrebare? Da sau nu? Bună seara, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bine ați venit la noi la emisiune, vă rugăm frumos să treceți! Bine v-am reîntâlnit, ne bucurăm foarte mult să fiți și în platou, pe lângă faptul că ne întâlnim foarte des pe aici, pe hol, avem și posibilitatea să vă... Eu vă mulțumesc de invitație și îmi place foarte mult la voi aici, foarte frumos! Așa suntem noi, foarte frumoși! Suntem frumoși, degajați, colorați și așa mai departe, ca și, de altfel ca și invitații noștri. Vă sortați foarte bine, apropo, cu studio-ul. Ai observat un atol? N-am făcut exprie. Dar arătați și foarte bine pentru că văd eu așa un bronz foarte interesant. Am reușit în vacanță. Am reușit acasă, e întrebare. Da, eu vreau să spun, doamne, dar cine la noi a fost în Neapoli? Noi, cei din familia Prado, noi părinții cu cei 4 copilași. Cum vi s-a părut? Toți împreună ați mers. Toți, da. De data asta chiar ne-am propus să facem o vacanță, nu chiar numai o vacanță pasivă, dar am făcut o vacanță chiar și activă. Am vizitat orașul Pompei. Cel mai mult ne-a rămas, cred că, o amintire foarte frumoasă din orașul Pompei. Aici chiar Olivia Carmen, cea mică, a rămas încântată chiar seara, a căutat informații despre Pompei, a privit filme, deci de acum s-a documentat, acum dacă o întreb ceva despre Pompei, știi tot. Și plus la asta și văzut tot. Deja... Și văzut, deci este ceva pentru ea întotdeauna când citește despre un castel ceva și dacă acel castel mai există, ea vrea să-l viziteze. Deci întotdeauna îi place să viziteze. Mai greu când sunt și băieții cu noi, fiindcă băieții nu prea le place să viziteze castele. Acum îi vom face o surpriză chiar numai Oliviei când vom merge următoarea dată la Paris să vizităm castelul Versailles. Că noi cu soțul l-am mai vizitat, dar când am fost cu băieții ei, categoric au refuzat să facă rândul, să intrăm acolo. De ce se interesează băieții? Ce le place la Stai un pic, chiar mie este interesant. Câți anișori are Olivia? Olivia trece clasa a doua acum. Deci,
fiind în clasa a doua, ea se interesează despre astfel de lucruri care sunt, n-aș zice eu că eu la 8 ani vreau să citesc despre castele, să știu ce e. Să fac o mică paranteză, deci Pompeii este vorba de acel Pompeii care a fost distrus de vulcanul Vesuviu cât ceva timp în urmă. Prin ce este deosebit el? Că a păstrat toată viața propriu-zis cum era ea acolo sub acel vulcan, sub magma, care a păstrat totul la conservat. Am putut să vizităm, chiar dacă sunt ruine, am putut să vizităm ruinele unei case, dar erau chiar și pereți, nu erau doar ruini, deci ni s-a explicat unde era salonul, unde aveau bazinul acela care se folosea întotdeauna chiar în toată Italia, în Roma, în toate orașele Italiei, deci era o arhitectură mai deosebită și pe ea a impresionat-o că nu mai a văzut așa ceva nici prin filme, deci pentru ea foarte, a descoperit ceva nou, este foarte plăcut și chiar când vizionăm filme unde se redă viața de atunci din Italia, ea zice, mamă, aici e Pompei? Chiar dacă se arată scene, de exemplu, cu gladiatori din Roma sau din alte orașe ale Italiei, ea recunoaște ceea ce a văzut la Pompei. Da, pentru că ca și cum ceva ar semăna. Anatola, Nu, eu am să ajung eu la băieți. Da, vrem, okay. Dacă tot suntem în Neapoli și ați vizitat mai multe locuri. Dacă suntem în Neapoli. Da, dacă tot vorbim suntem noi la etajul nou cu tema. Noi deja cu doamna Liliana am plecat în Neapoli. Acum știi cum toată istoria asta. Vreau să vă întreb. Despre orașul ăsta se spun multe lucruri. Că este un oraș cam complicat, cam răutăcios, nu se respectă regulile de circulație, oamenii sunt foarte dificili, agresivi și tot așa. Corect, dar este ceva totodată foarte deosebit. Noi am vizitat multe orașe din Europa, dar Napoli este un oraș foarte viu. Așa, deci noi chiar locuiam într-un hotel pe colină, sus. Deci ca să coborăm în centrul orașului, coboram pe ulicioarele cele mici unde se vedea viața adevărată a orașului Napoli, unde lumea își usucă lingeria afară chiar pe... Deci foarte interesant. E corect că orice mai... Deci nu, eu consider și cred că nu au o regulă de circulație, fiindcă permanent ne feream de mașini, de trotinete, de motociclete, foarte mult, foarte mulți deci se deplasează în motociclete. Deci era numai încercai să mergi, iarăși trebuia să te ferești. Dar e ceva foarte deosebit. Copilul meu Olivier Junior, cel mai mare, chiar zicea: "Mamă, unde ne aflăm aici? Rio de Janeiro?" Zic: "Dar tu parcă ai fi fost în Rio de Janeiro și poți compara Napoli cu Rio de Janeiro. Acolo încă urmează să descoperim." Deci asta a fost pentru prima dată când ați fost în Napoli. Da, deci, da. Acum n-ați fost, am rămas toți impresionați. Și am stat câteva zile în Napoli, apoi ne-am mutat pe o insulă Ischia. De acolo am luat un vaporaș și cu el am făcut turul insulei Capri. Asta tot a fost ceva foarte interesant pentru copii. Ne-am oprit într-un loc unde se permitea să înoți, unde apa era albastră ca cristalul, foarte frumos. Și ei chiar au sărit de pe vapor acolo și au înnotat și apoi, deci s-au răcorit și s-au urcat înapoi. Deci asta a fost partea activă, dacă au mai plecat băieții să înoate. Partea activă, că noi ei au notat în toată ziua, dar zic, ceva așa mai deosebit, fiindcă la mare, la plajă, e ceva simplu de acum. Dar da, ca să fie ceva mai... Te ferești de toate motoretele, știi, care merg, e activitate, băi, acolo, mergi. Eu am vrut să spun că ați fost într-un oraș în care tot sistemul ăsta de circulație rutieră este mai rău ca la noi. Pentru că nu se respectă mai rău încă și ca și... Băi, da, chiar ziceam, orașul cel fierbe. Și noi am încercat chiar și la restaurant să mâncăm ceva tipic în costume unde toți cei care serveau masa, deci erau îmbrăcați în costume tipice, deci foarte... Am descoperit ce bucătărie italiană și deci chiar a fost pentru toți impresionant. Deci acum ați descoperit ceva mai nou în bucătăria italiană, pentru că știu că sunteți destul de... Da, noi am descoperit antreurile, deci noi nu cunoșteam antreurile cu vânătă, cu... Deci noi nu cunoșteam antreurile astea, nici nu mai n-am memorizat cum se numesc, dar ne-a dus un platou doar cu antreuri care erau ceva deosebit, deci da, ce n-am mai văzut. Specifice regiunii, presupun. Da, desigur. Bănuiesc. Da. Vă întrebam de băieți, de ce sunt interesați ei?
Dacă tot nu se... Ei sunt interesați de fotbal și evident că la Napoli am fost și am vizitat și stadionul de fotbal. Cum fără asta? Chiar am avut stabilit o întâlnire cu echipa de fotbal, doar că ei erau plecați în stagiune și cu părere de rău. Nu, dar ne-am întâlnit... Ei de asta și-au planificat întâlnirea asta, că da, planificați întâlnirea, că noi oricum suntem plecați în stagiune, așa că tot normal. Deci pe noi ne-a ghidat întotdeauna șoferul echipei de la Napoli, deci șoferul care mergeam cu el și cu ghidul în deplasările astea, în vizitele istorice, deci era șoferul echipei de fotbal din Napoli. Superb! Până la urmă, băieții au realizat și un vis, au fost pe stadion, au făcut fotografii, da. A reușit să bată două goluri, doar că, din păcate, nu au fost echipa, știi? N-a fost... Nu, cine, că eu am reușit să joc fotbal cu băieții talentați, într-adevăr, le place fotbalul și sunt șmecheri tare. Așa că... Că reușim, noi ne-au mai invitat acolo, deci reușim să vedem și echipa, data viitoare, cred că. Doar că ei vor permanent să vă descopere ceva nou și nu știu când o să ne mai întoarcem la Napoli. Eu cred că orice oraș e suficient odată, am văzut. E ceva deosebit, dar vă zic, aglomerația asta cam te lasă să cu gândul să te obosește, te obosește. În Paris totuși mergeți mai des, să înțeleg, pentru că e un oraș în care eu, de exemplu, cu cea mai mare plăcere mă reîntorc. Da, în Paris de fiecare dată, descoperim ceva nou, chiar dacă ne pare că totul știm, niciodată nu o să știm totul despre Paris. Știu că în această vară v-ați pus mai multe planuri. Să realizați câteva videoclipuri sau să realizați câteva piese. Careva din aceste planuri totuși nu au avut reușită, din câte eu știu, pentru că, na, motivele sunt cele evidente. Încă nu, dar încă nu s-a sfârșit vara. Asta e. Sperăm să reușim să le facem pe toate până poate luna august, pentru că nu am avut posibilitatea, deoarece am nevoie pentru un clip să fie prezenți toți cei patru copii. Deoarece ei pleacă pe rând în cantonament la Vadul lui Vodă, unde se ocupe intens cu fotbalul. A plecat cel mai mare pentru 10 zile, acum pleacă celălalt, deci eu nu-i pot prinde pe toți patru împreună ca să filmăm clipul Formula Ideală, care unde trebuie să fim toți cinci. Da. Deci asta e problema. Dar cred că ei prind, am stabilit. Avem o singură zi în luna august când vom fi toți împreună una și aceea am stabilit-o pentru filmarea clipului. Care este ziua aceea, ca să știm și noi? Este data de 15 august. Gata. În 15 august nu vă deranjăm să faceți acea filmare ca să știți cu siguranță că reușiți. Da. Noi avem o posibilitate la momentul de față să vă spunem că pe lângă faptul că nu mai discutăm pe aici, avem și o mică rubrică pregătită special pentru dumneavoastră. Liliana, trebuie să compui o strofă cu cuvintele din imagini. Așa. Muzică. Nu neapărat, nu neapărat muzică. Poate poezie. Și poezie. Poți să încercăm de altfel toți trei să facem câte ceva. Pe lângă pozele astea senzuale, vrem să vedem și cuvintele propriu-zis. Om albastru, dezastru, printre vine, opt albine. Ele sunt cumva deja rimate și noi doar trebuie să adăugăm, să adăugăm câte ceva pe ele. Să adăugăm carne pe scheletul nostru. Dar să nu fie alte cuvinte aici, doar alte. Da. Nu, să fie alte cuvinte. Băgăm câte cuvinte dorim. Da. Eu am versiunea mea. Eu cred că pot să spun și eu o versiune. Doamna Liliana, aveți vreo versiune? La Pompei a fost dezastru când a fost acolo un om albastru. El vrut nasul printre vine, dacă când i-au vrut opt albine. Când i-au vrut ace opt albine, da. Eu vreau să spun altfel. Când am văzut pe drum un om albastru, în capul meu era un dezastru. Trecea tot felul de chestii printre vine, avem senzația că m-a mușcat opt albine. Da, sau stai. Vedeam cu ochi drept vedeam dezastru, cu ochi stâng un om albastru și nimeni m-a băgat printre vine. Sper că nu m-a mușcat opt albine, într-adevăr. Așa, haideți să vedem următoarea. Sau un dans popular, un cântec popular putem să facem. La, om albastru. Pe sus zburau opt albine. Nu știu ce simțeam printre vine. Așa. Cred că un om albastru, ce seamănă cu un dezastru.
Da, așa. El era cam albastru, înțelegi da. Cum era cam... Nu, e regulă. Oricum s-a auzit la noi bine, așa că te cau 8 albine. Da, of și om albastru. Hai să mai vedem, ce mai avem? Mă durea capul de la dezastru. Șiși, capiși, ariși, lână, frână. Așa. Aici o să fie mai complicat, mi se pare mie. O babă cu dinții de lână nu dovedit să apeșe pe frână. O încercat să baje ei 5 copii și o calcat vreo 3 ariși. Ia uite, exact, e extraordinar. Cred că mai bună variantă nu o să găsim. Da, da, da. Să înțeleg că 5 capiși vine de la capică. De banii rusești, capii și asta cum ar fi mai mult capici, da? Mai multe copii. Nu, 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 cinci capii și asta e italianul, capici. Eu am capisco, am, deci ar fi așa. Ce-ți crezut că eu dacă am fost în Italia am învățat și limba chiar. Da, da, asta sunt cinci oameni înțelegători, cinci Vlad, capici. Ce idee am eu? M-am dus să cumpăr cinci ariși. Da. Și ne-am luat cu mine 5 capiși. Da. Când le-am ajuns acasă, mama s-a uitat: bă, frână, ce-i cu tine? Parcă ești lână. În loc de ariși ai cumpărat lână. Da, da, da. Ok, încă o lână și o frână. La lână cu frână, altceva. Nu, nu, eu m-am gândit și la altă versiune. Hai. Am văzut eu 2 ariși. Dar nu am. Dar n-am dat pe ei 5 capiși. Da. Și mă uit, stai ulea cât de iau lână. Ei, dar pe asta e oaie, frână. Tot e variant. Ariși purtau în spate 5 capiși. O? Și mie îmi trebuia lână și am apăsat pe frână. Da. Urgență, erați lângă piață, pur da, da, eram lângă fântână și... Că se fură copiii și le să-mi cumpăr lână de la piață. O! Uite așa. Cam asta, da? Se înțeleg că astea a fost. Astea au fost frânele noastre? Păi astea sunt texte pentru piese pentru copii. Știi cum? Nu, 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 astea sunt texte serioase, serioase pentru piese serioase, următoarele piese neapărat. Pentru manele, da? Pentru... Da, pentru manele. Capișe, cinci capișe, alea, cinci capișe. Natalia să ne cânte. Vreo două capișe. Eu mă bucur că ea nu ne aude acum. E neaude, se supără și se supără tot mai mult. Supără, e din general îți vin îmbrăcat numai ca tine, cu barbă. Data viitoare cu lână. Cu lână, da. Depinde dacă e frână. Frână. Da. Doamna Liliana, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Data viitoare, când ne veniți cu videoclipul cel care o să fie filmat în ziua pe de 15 august. Cel din 15 este cel în 5, deci dar eu mai am alte clipuri de filmat. Acela este cel cu copii. Eu mâine, exact. Chiar mâine, filmez un clip al meu pentru o piesă nouă care este realizată în România, dar care nu mi-a plăcut originalul și l-am rugat pe domnul Andrei Tostogan, domnul că este mai tânăr ca mine. Deci este Andrei Tostogan care mi-a făcut un remix și deci la această piesă, care este ceva cu totul deosebit decât ce am făcut până acum. Așa. Sper că va avea un succes, dar n-am lansat piesa fără clip. Deci vrem să filmăm clipul, să lansăm totul împreună. Deci așa că va fi ceva încă și mai repede decât... Ok, atunci vă așteptăm și cu una și cu cealaltă. Pentru vă așteptăm cu multe noutăți bune. Da, cu siguranță vă lăsăm în pace, nu vă telefonăm, nu vă deranjăm. Știm că sunteți în producția cu videoclipul. Eu vă mulțumesc de invitație și ne revedem cât de curând posibil. Da, succese, o seară frumoasă să aveți și mari realizări. Natalia, Ada Rishi, spune ceva. Dragi telespectatori, noi vă mulțumim că sunteți alături de noi fiecare seară și sperăm că v-am adus un pic de bună dispoziție. Am băgat a noastră și capiși, cum să zici. Da, Vlad îți pune mâna pe lână, Natalia s-a piesă pe frână, iar eu... Pe lână.